Tuturor ni se întâmplă să manipulăm la un moment dat când vrem să obținem ceva. Poate acea pisiceală pe care o folosesc femeile față de bărbați ca să obțină ce vor ele, un zâmbet plasat la un moment anume care ajută foarte mult ca să ne ușureze drumul către ceea ce ne dorim. Dar uneori această manipulare devine foarte, foarte periculoasă. Pentru că oricât de supărați am fi în momentul în care ne dăm seama că o persoană care se află în preajma noastră vrea să ne părăsească, este aiurea să folosești manipularea și este chiar foarte periculoasă. Pentru că folosește amenințarea și poate face foarte mult rău. Apoi, imaginea pe care și-o creează această persoană, care prin amenințări vrea să obțină ceea ce își dorește, este una care nu o avantajează în niciun fel, pentru că este cea a unui om care și-a pierdut mințile. Și la ce mă refer? Este vorba despre acele persoane care le-am întâlnit de multe ori și în terapie, dar și printre cunoștințele mele, care folosesc o manipulare de genul, dacă mă părăsești, mă sinucid. Sau dacă mă părăsești, ucid copilul. Cred că sunteți de acord cu mine că o asemenea persoană are maturitatea emoțională a unui copil. Deci nu-și dă seama ce vorbește. Este atât de încăpățânată și de insistentă în a obține ceea ce vrea, încât e în stare, poate chiar să pună în aplicare. Nu știu ce să vă spun. Doar un copil, pentru că este modul de a se manifesta unui copil, doar un copil care se tăvălește pe jos, într-un magazin, pentru că mama să cedeze nervos și de rușine față de lumea care se uită ca la spectacol la ei, să-i cumpere ceva. Doar un copil se poate manifesta în felul ăsta. Dar când este vorba de un adult, este inacceptabil un astfel de comportament, pentru că pe lângă imaturitate conform vârstei pe care o are, este vorba și de un tablou patologic care are nevoie de tratament psihiatric până la urmă. Și după cum vedeți, nu mă refer doar la partea spirituală și la cea fizică, că dacă m-aș referi, de exemplu, la partea spirituală, aș vorbi despre asta ca despre un om care, folosind manipularea, va fi răsplătit după cum dă, așa va primi. Pentru că există o lege a oglindirii. Va primi în plan fizic, mental și emoțional ceea ce a folosit încălcând liberul arbitru al acelui om. Deci vrea să obțină de la un om ceva care acel om nu i-ar fi dat de bunăvoie. Nu avem voie să forțăm mâna nimănui, oricât de mult ne-am dorit să obținem ceva. Totul se obține mult mai simplu, credeți-mă. Puteți obține cu multă iubire de la oameni ceea ce vă doriți, pentru că ei vă vor răspunde tot cu iubire. Iar voi care sunteți amenințați, dacă printre voi există astfel de oameni, nu vă lăsați intimidați, pentru că până la urmă aveți de ales între viața voastră și viața acelui om care este dispus să-și o piardă, fără orgolii, din cauza ambițiilor prostești, lipsă de mândrie până la urmă, deci e numai orgoliu din acela care face rău. Nu vă lăsați intimidați. Nu sunteți responsabili de ceea ce hotărăște el să facă cu viața lui. Iar dacă amenințarea vizează integritatea sau viața copilului vostru, anunțați pe lângă serviciul de urgență, de salvare, care are nevoie probabil de, nu știu, o intervenție rapidă. Anunțați și autoritatea publică, care se ocupă de protecția copilului pentru a obține decăderea din drepturile acestui părinte irresponsabil. Nu se poate așa ceva.